Diana și îți aduc Hype, vorbim despre cel mai bogat creator de modă din lume, care împlinește în acest an venerabila vârstă de 90 de ani și 50 de ani de creație. Mai multe despre Giorgio Armani am discutat cu analistul de modă Alin Gălățescu, care a și coordonat primăvara aceasta o prezentare de modă dedicată designerului italian. Am mai vorbit aici la Hype despre Giorgio Armani, dar cum anul acesta, pe 11 iulie, împlinește 90 de ani, haideți să ne reamintim un pic despre viața italianului. În tinerețe, Giorgio Armani a studiat medicina la Universitatea din Milano. A absolvit facultatea în 1953 și s-a alăturat armatei ca medic, însă nu prea i-a plăcut, așa că a lăsat medicina pentru a aranja vitrinele unui magazin de haine din Milano. În acel moment, și-a propus să devină un creator de modă renumit și a luat-o pas cu pas. Întâi a ajuns vânzător în departamentul pentru bărbați a magazinului respectiv și în 1960 a primit un rol de designer pentru Nino Cerruti. Nu a durat mult până când și-a fondat și propriul brand în 1973, în urmă cu 51 de ani. Iar de atunci a rămas la conducerea propriei case de modă. Are multe. În primul rând, că a reușit să rămână până la 90 de ani la cârma propriei firme. E una dintre extrem de puținele branduri care se au în conducerea fondatorului lor. Cred că sunt două, trei din astea mari, vorbesc. Tinerii care s-au retras. Deci tinerii nu se pun ca acolo, n-ai cum să ai un investitor mare la început. Deci, între brandurile mari este, cred că, singurul care își stăpânește în continuare. După aceea, faptul că la 90 de ani încă și prezintă colecție sezon în sezon, inclusiv sezoane de couture ale Armani Privé, inclusiv acele one night only, care le face o dată, uneori chiar de două ori pe an, în diferite mari orașe din lume, pentru ei un gen de cruise couture, nu mai face nimeni acel one night only. Poate au mai făcut la un moment dat, mai fac din când în când Dolce & Gabbana. Unde ce se întâmplă mai exact? Alta Moda. E un show de Alta Moda în diferite locații în afara sezonului. Exclusiviste? Da, deci da, un show mai exclusivist? Un gen de Armani Privé, dar nu conform cu regulile haute couture-ului parizian. Încă de la început, colecțiile lui Giorgio Armani au atras atenția publicului și a industriei datorită sacourilor cu un croi mai lejer. Până la urmă, cu toții am auzit de costumele Armani. Am fost primul care să înmoi imaginea bărbaților și să întăresc locul femeilor, a declarat italianul într-un interviu pentru o revistă de modă. În anii 90 a început să facă parfumuri, iar în 89 a fost printre primii creatori de lux care să producă articole pentru casă, când a creat Armani Casa. Apoi a decis să ofere produsele sale și oamenilor de rând, când și-a format mai multe subdivizii destinate persoanelor care nu își permiteau produsele haute couture. Factorul comun în toate creațiile sale însă a rămas sacoul. În primul și în primul rând, ce e caracteristic Armani este distribuția pe foarte multe linii. Este singurul brand care reușește să țină linii multiple, de genul Armani Jeans, Armani Exchange, Emporio Armani, Giorgio Armani, Armani Privé, Armani Casa, Armani Architectural, are studio de arhitectură și așa mai departe. Are Armani Swimwear, Armani Kids, Armani Men. El, plecând de la moda masculină, întâi a creat pentru bărbați și abia după aceea s-a dus pe zona feminină și elementul lui de bază, mai întâmplat care elementul de bază, este descompunerea sacoului masculin într-o reinterpretare pur feminină. Asta înseamnă că, și sunt vestite documentarele în care desface un costum masculin, care în principiu costumele masculine de înalt nivel au și până la 7 leere în interior, adică 7 nivele de tipuri de țesături care sunt băgate în interior, asta pentru public, și îl descompune până la nivelul la care ar putea fi utilizat pentru femei. Pe lângă sacouri, ne spune Alin Gălățescu, creatorul de modă italian a ieșit în evidență de-a lungul anilor și prin accesorii și cromatica folosită.
Și, bineînțeles, un factor esențial în succesul Armani l-au avut vedetele, care au îndrăgit brandul italian încă de la început. E renumit pentru calitatea în modul masculin și foarte bună relație a lui cu Hollywood. Întotdeauna filmele de top care se refereau sigur la diferite perioade istorice, dar între 30 și 80, nu, între 30 și 90, aveau bărbații îmbrăcați extrem de bine în Armani. Și după aceea mai are, e un mare utilizator de accesorii, are o bogăție de accesorii, îi place foarte mult să lucreze cu accesorii. Și în primul și în primul rând este un maestru al țesăturilor. El comparabil cu Dries Van Noten, comparabil cu Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré, Christian Lacroix, sunt și specialiști ai țesăturilor și ăștia sunt de top și iarăși caracteristic este zona cromatică. Are o paletă cromatică de subtonuri pe care nu mai are nimeni. De exemplu, ăla. Putea să-mi dai câteva nuanțe, da, culori. Tipuri de bleu e culoarea lui preferată, albastru, mii de tipuri. Tipul de verde, după aceea tipuri de mare care combină verdele cu albastru. Datorită subdiviziilor brandului despre care vă spuneam mai devreme, cât și a creațiilor sale impecabile și a promovării de succes printre vedete, Giorgio Armani a devenit cel mai bogat creator de modă la nivel global, ajungând la 11,5 miliarde de dolari în 2024. E cel mai vândut designer italian. Cumva automat, cumva nu, are cea mai largă linie de dispersie a produselor la italieni, datorită acestor multitudini de linii subsecvente. În cinstea lui Giorgio Armani, pe data de 2 aprilie în București, a avut loc și un eveniment care l-a sărbătorit pe designerul italian. 90 de ani de viață și 50 de ani de creație. Soarete la Mod a ajuns la cea de-a 34-a ediție și a adunat 17 designeri care au creat colecții inspirate din arhiva Armani sub îndrumarea lui Alin Gălățescu. În cadrul prezentării s-au regăsit multe sacouri elegante și accesorii, elemente caracteristice creatorului de modă din Italia. Le-am dat reportaje, le-am dat colecții, le-am dat selecții de machiaj și de păr, le-am dat selecții de accesorii, le-am dat documentare despre Armani și nu numai lor, ci constant pe pagina mea în ultima lună, după ce am terminat Dali. Întotdeauna show-ul următor este luat de la zero și e cel mai important. Și de la Dali am început cu Armani. Înainte a fost Dali, înainte a fost Eliade. Fac cam o dată pe lună și această lună este o lună pregătitoare. De la iarăși are ieri foarte numit pentru campaniile pe care le-a făcut cu Paolo Roversi. Are niște tipuri de difuzie a culorii, Paolo Roversi fiind un specialist al tonurilor și al umbrelor, dar pe care împreună cu Armani l-a dus în zona colorată. Soare de la Mod, din nou în acest loc care ne-a găzduit de peste un deceniu. Cred că avem în curând un deceniu și jumătate de când facem această sală minunată. A ajuns la 34-a ediție, este cel mai longeviv eveniment de fashion creativ din țară. Și aici e un loc fascinant. Întotdeauna oamenii care au venit au fost încântați, întotdeauna s-au simțit acasă, întotdeauna designerii s-au exprimat într-un mod rafinat în acest spațiu absolut fabulos, interbelic, cumva de zonă, un neoclasic elevat.
Giorgio Armani este unul dintre puținii designeri care a reușit să rămână independent în industria modei fără să își vândă propriul brand. Lucru de admirat și foarte rar întâlnit în această perioadă. Așadar, el merită din plin celebrat. Pentru mai multe despre alți creatori de modă și nu numai, eu vă invit pe canalul nostru de YouTube Euronews România, pe TikTok și pe Instagram.